Vă salut și bine ați venit din nou pe canalul meu la o nouă recenzie. Astăzi vreau să vă prezint un parfum extraordinar de plăcut și frumos, un parfum catalogat unisex, dar care face parte din familia aromatică Fougère. Acest parfum este scos de către casa de parfumerie suedeză NCP Concept, iar conceptul acestei case de parfumerie ține de trendul de stratificare al parfumurilor. Cu alte cuvinte, ei au scos 7 familii aromatice sau olfactive, iar dacă, de exemplu, ai toate cele 7 familii olfactive ca notă, poți să le combini în așa fel încât, prin combinația a 2 sau a 3 familii olfactive, să-ți creezi un parfum individualizat prin stratificare. Capacele acestor sticle de parfum semnifică și intensitatea notei sau spectrul olfactiv, cu cât, să-i spun eu, codul de bare este mai predominant alb, acel parfum este mai, să-i spun eu, ușor, duce către o zonă mult mai vegetală, fructată, gen note citrice, note florale, cu cât însă banda neagră sau spectrul devine mai întunecat. Cu alte cuvinte, și parfumul devine mai dens și mai întunecat. Deci cu cât capacul este mai alb, cu atât parfumul este mai luminos, cu cât capacul este mai întunecat, lipsesc benzile albe, cu atât parfumul este mai dens și mai întunecat. Acum, dacă este să mă refer la acest parfum lavandă și enupăr, eu l-am mai prezentat și într-un, hai nu top, într-o recomandare de 10 parfumuri pentru vară. Îl consider un parfum extraordinar de frumos, un parfum care mie mi-a plăcut din momentul în care l-am și testat, dintr-un Discovery Kit pe care l-am comandat de la această casă de parfumerie. Acel Discovery Kit conține 7 parfumuri, câte un parfum pentru fiecare familie olfactivă, familii olfactive care sunt împărțite pe anumite note centrale, de exemplu, numerotarea începe de la 100 și se termină la 700. Grupa 100 sau familia cu numărul 100 aparține de notele citrice, cea cu numărul de 200 fructelor, 300 notelor florale, 400 cel de față e fougère, 500 chypre, 600 notelor lemnoase și 700 notelor orientale. Se pare că din tot ce am testat din acel Discovery set, doar două parfumuri mi-au atras atenția, în mod special 401, acest lavandă și enupăr, și 701, piele și vetiver, ca și note predominante în parfum. Au scos mult mai multe parfumuri din grupa 700, care înseamnă oriental, astfel că mai avem 702, 703 până la 707, iar din aceste parfumuri două mi-au atras din nou atenția, este vorba de 704, tămâie și mosc, și 703, tonka și mocha. Deci, ca și note, par interesante și vreau să le testez. Am văzut niște mini spray-uri la 10 ml și va trebui să-mi achiziționez când voi găsi o ofertă. Acum, dacă mă întorc înapoi la acest 401, lavandă și enupăr, așa cum v-am zis, el aparține de familia olfactivă Fougère, Fougère-ul care este o notă tipic masculină, inventată acum peste 100 de ani, de către casa de parfumerie Houbigan. Ca și notă principală în familia Fougère avem lavanda, deci toate parfumurile care au ca notă principală lavanda sunt în categoria Fougère. Că ele sunt Fougère oriental sau Fougère aromatic sau indiferent cum sunt ele subnumite, nota de lavandă dă denumirea de Fougère sau în varianta modernă, cum se tot vehiculează, e de tip barbershop sau salon de frizerie ca miros. Acum, dacă e să mă refer la acest parfum este un parfum luminos de-a dreptul, pur și simplu transmite optimism, transmite, să-i spun eu, detașare, te încântă cu un miros foarte plăcut, o combinație între note aromatice, note florale, plus că în acest parfum mai avem și un lemn de santal, deci combinația este foarte bine dozată ca și note în acest parfum, chiar dacă nu avem multe note. Deschiderea parfumului este, așa cum v-am spus, solară, foarte aromatică, cu o notă de salvie și iris, ca și note florale, cu toate că nu avem lavandă în acest parfum. Numele este de lavandă și enupăr, făcând legătura cu familia olfactivă
fujer, dar nu avem lavandă în acest parfum. Ce avem în acest parfum ca și note, avem o deschidere citrat aromatică foarte plăcută, genul acesta de deschidere l-am mai întâlnit în parfumurile Acqua di Parma, ca de altfel și Bois, pentru că aceste parfumuri folosesc din plin nota de enupăr, lavandă, note citrice, iar acest parfum nu face excepție. Deci dacă veți testa acest parfum, veți găsi oarecum același tip de amprentă olfactivă cu parfumurile de la Acqua di Parma. Deci avem în vârful piramidei olfactive două note, respectiv enupăr și fructe sau note citrice. În inima parfumului avem lemn de santal, iris și salvie, iar în bază avem fân și mosc. Deci acest parfum așa de bine miroase, e unisex, dar miroase așa de plăcut încât, așa cum am spus, în momentul când l-am testat, m-am și atașat de el, pentru că am zis ok, miroase foarte bine, îmi dă o stare de bine, miroase curat, miroase ozonic, miroase în același timp luminos, solar, cu o tendință masculină, toate că el este unisex, miroase foarte bine pe mine, deci îmi place cum miroase și cum mă prinde acest parfum. Eu v-am arătat că am avut acest mini spray de cant oficial, am consumat jumate din el și ca urmare mi-am comandat această sticlă de parfum pentru că miroase foarte bine. Deci un parfum foarte frumos, eu îl recomand oricărui bărbat care își dorește un parfum de vară foarte ușor, de tip casual, un parfum care se miroase în același timp masculin și elegant, cu o notă interesantă sau o combinație foarte exclusivistă de note florale, pentru că avem aici irisul în combinație cu salvia, plus note aromatice care vin și dinspre enupăr, note citrice, o bază oarecum pudrată, o bază cremoasă, ca urmare și a notei de santal, a moscului și a fânului. Deci dacă aveți ocazia, eu vă recomand să testați acest parfum. Îmi pare rău că nu mai am acest decant intact la 10 ml, pentru că m-aș fi gândit la un moment dat să-l fac giveaway, tocmai din cauza că îmi place cum miroase și mi-aș fi dorit să împărtășesc și cu voi această experiență cu parfumul enupăr sau lavandă și enupăr. Dar poate cu altă ocazie se va mai vii oportunitatea să fac rost de un decant și cine știe. Acum, dacă e să mă refer la partea de longevitate, parfumul vine, așa cum scrie și pe cutie, concentrația apă de parfum și se comportă ca atare. Deci eu pe pielea mea scot 8 ore lejer ca și longevitate, cu o proiecție relativ modestă, undeva la maxim 2 ore, o oră jumate, 2 ore, parfumul proiectează foarte bine, este expansiv, după aceea începe să se retragă la nivelul pielii. Ce am remarcat din punctul de vedere al longevității este că la o temperatură constantă, undeva la 20 și ceva de grade, cât e temperatura într-o sală cu aer condiționat, parfumul se menține foarte bine, este stabil, duce, așa cum am spus, minim 8 ore, dar surpriza apare când ies afară, pentru că la temperaturi mai ridicate parfumul se activează și începe să proiecteze din nou. Deci un parfum cu performanță bună, consider eu, pe pielea mea sunt uimit. Eu inițial am zis că parfum de vreme caldă, note florale, note citrice, nu va ține. Ba, ține. Deci acest parfum am rămas surprins 8 ore lejer, fără niciun fel de problemă, iar după 8 ore, chiar și atunci când mă mișc, îl mai simt, îl mai adulmec, îi simt prezența, este acolo. Din punctul de vedere al ținutei, de la un casual în sus, poate fi purtat și la serviciu pentru că transmite o senzație de curat, de imaculat, de asemenea îl consider un office friendly și ca atare îl recomand ca și parfum de mers la serviciu. Poate fi purtat și după serviciu în întâlniri sau în activități informale, dar poate fi purtat și la ținută formală pentru situații informale. Deci dacă discutăm de, hai să spunem, aveți o întâlnire și vreți să fiți îmbrăcat cât mai elegant, formal, puteți folosi acest parfum, condiția să nu fie o întâlnire de tip formal, gen business sau în cadrul profesional. Dar altfel, la o ținută formală pentru evenimente informale, e un parfum foarte frumos și vi-l recomand. Vârsta, de la 25 de ani în sus, oricine poate să poarte acest parfum, că e doamnă, că e domn,
nu are nicio importanță, parfumul prinde bine pe orice gen. Anotimpul recomandat, așa cum am zis, vreme caldă, final de primăvară, vară, toamnă. Iar din punctul de vedere al prețurilor, prețurile variază, deci pentru sticla de 50 de mililitri prețul de retail e undeva la 65 de euro, pentru decantul de 10 ml 23 de euro și mai există un decant de 5 ml la 14 euro. Astfel că prețurile nu sunt chiar ieftine, dar consider eu că dacă sunteți pasionați de niște parfumuri care au calitatea parfumurilor Byredo, cu o combinație sau cu potențial de a le și stratifica, dacă sunteți pasionați de acest trend sau de această nouă modă, puteți încerca aceste parfumuri. Nu știu dacă se găsesc în România, dar cu siguranță pot fi comandate de pe site-ul producătorului. Suedia este încă în Uniunea Europeană, astfel că nu plătiți taxe vamale și posibil ca transportul să fie gratuit de la o anumită valoare în sus. Nota mea pentru acest parfum, 9,5, un parfum foarte frumos, un parfum care are un loc aparte în colecția mea, pentru că am avut parfumuri de la Acqua di Parma care nu se ridică la nivelul calității, performanței acestui parfum. Chiar dacă din punctul de vedere al prețurilor sunt apropiate, acest parfum miroase foarte bine, se comportă foarte bine și îl consider foarte versatil. Deci nota mea 9,5, recomandare călduroasă dacă aveți ocazia, testați-l. Și cam atâta despre NCP Olfactiv 401 Lavandă și Enupăr. Așa cum am zis, voi mai testa sau voi mai încerca să testez cel puțin două parfumuri de la ei. Un parfum care îl am în setul de experimentare, este vorba de acel set Discovery. Mai am un parfum din grupa 701, Piele și Vetiver, care miroase de asemenea impecabil. Dacă mie îmi place nota de piele în combinație și cu vetiverul, un parfum dens, întunecat, pudrat, miroase foarte atipic, dar în același timp foarte frumos și elegant. Am să închei aici, poate cu următoarea ocazie când mai recenzez parfumul de la NCP Olfactiv, am să fac recenzia pentru Leather and Vetiver 701 și probabil că dacă mi se ivește ocazia să mai achiziționez cel puțin două decanturi de la ei care mi se par interesante. Acestea fiind spuse, închei aici această recenzie și, ca de obicei, vă doresc toate cele bune și să ne auzim cu bine data viitoare.